În jurul orei 4, pe DN581, în apropierea localității Valea Grecului, o autocisternă cu număr de înmatriculare în Moldova s-a răsturnat în șanț pe fondul oboselii șoferului care a ațipit la volan. La fața locului au sosit numai puțin de 11 mașini speciale, dintre care 7 aparținând Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Vaslui, una a Serviciului de Poliție Rutieră, 2 autospeciale cisternă ale Ministerului Apărării Naționale și una a Jandarmeriei. După cum puteți observa, o autocisternă încărcată cu 24 de tone de motorină s-a răsturnat pe partea dreaptă a carosabilului. Din fericire nu avem victime, lucrăm în acest prezent Inspectoratul pentru Situații de Urgență Podul Înalt Vaslui cu 7 autospeciale, 30 de pompieri, ne sprijină colegii de la poliție, jandarmi și unitatea militară. Încercăm să lucrăm pe două fronturi. În primul rând lucrăm să pătrundem pentru a reuși transvazarea motorinii și în al doilea plan încercăm să așezăm cisterna pe carosabil. O adevărată desfășurare de forțe. Repunerea autocisternei a însemnat eforturi deosebite din partea celor enumerate, astfel că, timp de 5 ore, circulația a fost întreruptă pe ambele sensuri de drum. La fața locului a sosit garda de mediu, iar la scurt timp și patronul autocisternei implicat în accident. Acesta nu a dorit să prezinte documentele de transport la solicitarea celor de la garda de mediu. Da, da, eu am prezentat legitimația, vă rog frumos să-mi prezentați șoferul cu legitimația. N-am recomandat frumos, mă, să-mi spuneți că găleata, ce-am văzut eu, că-i găleata spartă? Am solicitat transportatorului să ne prezinte documentele din soția acestui transport și acesta a refuzat. Așteptăm să se prezinte cu documentele, după care vom putea să vă spunem mai multe. De ce nu știm nici... Nu am motivat. Deocamdată nu se scurc cantități mari, dar oricum solul deja este imbibat. În cisternă se aflau circa 24 de tone de motorină. Patronul autovehiculului va suporta despăgubiri pentru curățarea zonei.